Meciul retur împotriva formației Gazmetan Mediaș nu a semănat mai deloc cu meciul din prima etapă a turului, când formația BC Mureș i-a învins pe Gaziș cu scorul de 96 la 65. În partida de vineri seara, adversarii au călcat pe accelerație încă din primele minute, dornici să întrerupă seria lungă de eșecuri. După mai multe aruncări de la mare distanță reușite de Vaidota Speciucas, Alexandrel Pustavar și Nicșa Nicolici, gazdele din Mediaș reușesc să se distanțeze la 14 puncte. Mureșenii sparg gheața grație unui coș de 3 puncte înscris de Goran Martinici. Din acel moment s-a schimbat situația pe teren. După ce au egalat în minutul 6 al sfertului 3, datorită unui joc de echipă eficient, jucătorii antrenați de Audrius Preacureitis s-au distanțat și și-au ajutecat victoria cu scorul de 90 la 81. Cel mai eficient jucător al meciului a fost Goran Martinici, care a terminat partida cu o linie statistică de 26 de puncte și 3 recuperări și un procentaj perfect la aruncările de 2 puncte. În următoarea etapă, BC Mureș primește vizita nou promovatei CS Dinamo București. Partida va avea loc miercuri de la ora 19 în sala sporturilor din Târgu Mureș.